No, salutare dragii mei, bă, v-am găsit de data asta pe Optic România, ne-am întors clipuri noi, Optic. Băi, astăzi nu suntem cu treaba de staff, astăzi am lăsat stafful deoparte. Suntem o mașină să într-un merțan, nu mă întrebați modelul, că habar n-am să vă zic modelul, nu mă pricep la mașini. Avem un mod de grafică, ceva mod, nu știu, bă, dar sunt cu descriere, l-am luat de la Rampage. Trebuia să o zic, nu știu, e modul lui, treaba lui. Îmi place, n-am băgat nebubul de la el, dar el e frumos, el arată bine oricum. Hai să sperăm că face cineva vreun apel, nu știu. Și iată că a venit și apelul, am nevoie de cod postal Hitman 83, așa, bun, acceptat. Locația este pe GPS. Hai să vedem. Am văzut ceva, The Ghost îl cheamă pe băiat. El e dânsul, cred că. Să trăiți. Să trăiești. Bun, spuneți și mie despre cine este vorba. Uite, aș avea și nevoie să-mi asasinez o persoană dacă se poate. Înțeles, asasinarea. Ce a greșit de așa supăra pe el? Avea el o datorie la mine de niște o sumă de bani și n-a vrut să-mi aduc. Aha. Am certat cu el și am zis că... Păi și nu vreți mai bine să-l răpim? Vreți doar să-l... Înglanți? Răpiți-l. Mi-l aduceți. O să vă trimit locația pe telefon. Și discutăm acolo cu el mai mult. Deci eu îl răpesc, îl încatușez, îi pun cagul în cap și vi-l aduc. Da, și mi-l aduci. Magnific, bun. Se rezolvă. Să-mi trimite și mie, vă rog frumos, prin cadrul aplicației toate datele, inclusiv buletinul, bănuiesc că îl dețineți. Dacă tot i-a stat bănuiesc transfer bancar, corect? Mhm. Bun, să-mi dați și mie niște date și un număr de telefon. Imediat. Domnul meu, datele le-am primit. Da. O să vreau banii pentru începerea contractului, ci 21 milioane bani murdari. Da, da, da. Stai așa să... Da, am aici, stai așa, am valiza pus aici. Pe mod. Money, cash. Brief cash, full of money, nu știu cum. Aici și banii. 20 de milioane fix. 20 de milioane bani murdari. Da. Cu altă culoare. Bravo, elect! Da. S-a vopsit. Nu e modul care-i dracuie. Perfect, 20 de milioane bani murdari. Vă contactez după ce așa se ne simta. Ok. O, stați un pic, o asasinezi sau o răpesc? O răpesc? Răpești, răpești. Perfect. Vă aduc tot aici? Nu. Fii atent. Vorbim în telefon dacă e. Da. Hai să vedem. Conform buletinului care l-am primit, este vorba de un băiat. Eu te să-l găsesc aici, sunt numele de Cezar. Ăsta-i, în el. Buletin e Cezar, dar conform datelor el are să fie. Hai să mergem să vedem ce sumă de bani. Poate reușim să dăm o japă corectă și de 20 de milioane și de bani de la nebuna asta de aici. O să fac o șustă. Știu că undeva pe aici se poate intra lejer pe drumul ăsta off-road. Dar n-aș băga merțanul, mă, că-i lăsat jos. Hai că trec prin fața lui. Nu mă opresc la el, nu-l bag în seama, mă prefac că nu e nicăieri. Oricum trebuie să analizez zona. Uite-l, uite mașina. Mă duc sus. Urc sus. Aș știu că pe sus pe aici se poate intra. Mai pe sus. Mergem încet. Tinta, cred că așteaptă pe cineva. Și ar fi bine să ne grabim cât timp nu suspectează nimic. Sperăm că să ne iasă contractul. Ultimele două contracte n-au ieșit așa frumos. Să las mașina ascunsă aici. Sperăm că nu ne-a luat de ploaie.
Băi, este noapte, guys, dar măcar s-a oprit ploaia. Și noi e acolo. Sate destul de ascunsă. Suntem undeva jos. Nu putem să vedem de aici, dar... Și cum să luăm pe dedesubt? Til, til, til. Walking style. Cap 2. Hai, cap 2, hai, cap 2. Să pun eu o lanternă pe la armă. Doamne, de ce mi-ai dat o belea de asta, doamne, să îmi cadă mie bara în spate? Doamne, ce frumoasă este viața când răsare soarele. Este să zic că mi-a venit o idee. Pungă. Am o pungă de hârtie. Nu știu că asta e pungă de pus pe cap. Dar parcă asta e. Hai să opresc find player-ul. Mâine sus! Pune-mi-le pe capotă! Pune-mi-le pe capotă! Lasă-mi-le jos! Nu mișcare, nu fă niciun pas! Nu fă niciun pas, nu știi ca să miști! Ai arma pe cap, nu fă niciun pas! Nu fac nimic! Aoleu, să știți că eu am probleme cu inima! Jucător, ne pungă, 5-3-7-2. Pus o pungă pe cap, perfect, nu mai vede nimic. Să nu ai probleme, hai. Hai, urcă-te. M-am urcat? Da. Aha, ok. Hai, nu se merge mașina lui. Pleacă-te pe ge aici. Hai, ieși. Yes? Rămâi pe loc. Gata, sunt pe loc. Pune vehicul. Bun, la mine e mai bine. Nu mai fluiera că ți-e bătaie. Gata. Tac. Să trăiți, domn șef. Sinta a fost răpită cu succes. S-a repungă pe cam, nu vede unde-l duc, nu vede ce fac, nu mă aude. Unde stabilim locația de întâlnire? Locația de ceva? Întâlnire va fi la 1052. 052? A spus ceva, domnul? Dacă îți trimit locația pe telefon. Da. Lăsați că am găsit, cred. A găsit? Bun. Da, știu unde trebuie să mergi. Aici te aștept. Suntem pe drum. Guys, am ajuns aproape. Suntem lângă locație. A răsărit și soarele acum. Am pornit pe noapte, se face dimineață. Am putea să opresc și eu asta. Hai să vedem. Acum, cred că va trebui să ne mai luăm o mașină de servicii. Să facem ceva frumos, nu știu, ne luăm un off-roader, că ne pună clienții ăștia numai pe drumul de genul. Le-am un SUV, un Ford. Da, 100% ne luăm un Ford. Dați-l pe domn. Domnul, uite cum e clară, nu? Deci, ce dracu să mă stresez. O secundă, să dau o pungă jos din cap. Lume nouă. Bun. Dumneavoastră, sunt. N-ai vrut să-mi dai datoria când ți-am spus. Dar v-am spus că o să vă aduc. Tati, ce trebuie, domnule? Nu, la mine ori vii când trebuie, ori nu mai vii deloc. Da, vă rog frumos. Ce la probleme mă puteți să lămăr? Deci, așteptăm cu sufletul la gură. Hai, mă rog, ce crede în mine? Pune-te aici în genunchi. Nu mai plânge, că nu mă impresionez. Mă rog, domnule meu. Stai jos, hai, în genunchi. Doamne, ce... Bă, nu știu acum. Ar fi trebuit să vorbesc cu el de legat de sumă, nu știu, poate să le liberez, dar... Nu cred că mă oferă mai mult de atât. N-am făcut nimic, am și o familie, am și o copii acasă. Trebuie să te gândești înainte să facem promo de la mine. Să știi că nu poți să achiți înapoi. Da, mă rog. Aveți încredere, domnule. Vă dau drumul.
Ce să-mi dai, Domnule? Criplu vă dau. Nu, frate. Vă dau... Bunlu. Ce-am spus, ce-am spus. Ori ești direct, ori deloc. Dar a fost, păi, ești săptămâna luminat. M-am înviat Hristos. Spune ultimele cuvinte. Vreau să-mi fă familia. Nu mai ai șanse. Gata. În prețul contractului se încadrează și scăpară de cadavru. Mă ocup eu de ele. Bine. Mulțumesc mult. El este încă încătușat, deci îl băgăm în mașină. Mort. Vă învățat, deci. Domnul Cric, o să plecem acum. Și noi o să mergem undeva unde să-l... scăpăm de el. Cred că știu exact unde. Am văzut exact locul. Nu știu cum să ajung acolo. Și cu mașina asta. Mamă, ce... Forță, bă, 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 bă. Mă, aia, că n-a fost așa rău. Cu o... Mă, eu am zis că îmi trebuie o fraudără. Să scop ăsta din mașină. Iau în brațe că e cadavru mort. Să-ți fie învățătoră de minte, dar tuturor să nu te mai alegi de șeful. Clientul e rege. Bă, chiar dacă nu se vede apa de la modul de grafică, că n-am scos din B. Bine, se vede, dar e foarte puțin. El acum am impresia că a căsut în apă oricum. Deci, probabil o să le ia apa și maxim două zile, toată locația curată. Ne va trebui să mergem să trecem contractul. Să ne asigurăm că... nu există probleme care sunt în care nu am vreo reclamație. Și cam asta ar fi... viața de Hitman. E faină decât viața de sindicat? Păi nu cred. Tocmai bine e în sindicat. Interesant, da. Deci, pe partea de RP, mi-a plăcut, sincer. A fost interesant. Nu știu, ziua asta în care am petrecut-o alături de băieții din Hitman. Le mulțumesc celor care au... fost vătămați în acest clip. Pe data viitoare.